Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri. Ei bine, ziua de vineri este sub semnul tăcerii, este sub semnul misterului, este o zi în care ne vom concentra cu toții pe partea spirituală a lucrurilor și bineînțeles că în tăcere se pot pregăti tot felul de chestii. E o zi și cu surprize, o zi și cu revelații, da, este o zi în care un adevăr poate să iasă la suprafață, fie printr-o conștientizare pe care o avem, fie este vorba despre ceva mai mare de atât. Energia generală este arcana majoră, diavolul, care bineînțeles că vorbește despre dependențe, dar vorbește și despre plăcerile noastre, despre fricile noastre. Și da, e o zi în care suntem puși față în față cu teama, o zi în care trecutul bate la ușă și chiar e un moment în care axa aceasta a valorilor, da, ne este pusă la încercare. Prin diferite lucruri. Cum spuneam, e o zi și cu surprize, o zi în care niște lucruri vechi, ascunse, pot ieși la suprafață acum. Fie discutăm despre traume care pot ieși la suprafață prin tot felul de discuții pe care le avem, dar este și o zi în care putem să avem tot felul de discuții clarificatoare. Nu e o zi extraordinar de benefică, dar e o zi în care e bine să ne ascultăm intuiția și, mai important decât atât, vă vorbeam eu că luna iunie este despre transformări, despre închideri și aici aș merge foarte mult pe un moment în care e bine să fim sinceri noi cu noi și să vedem ce avem de închis, să vedem unde e trauma, unde e rana, unde e problema, unde e teama. Că da, e o zi în care putem să fim puși față în față cu temerile noastre, cele mai mari, dar nu într-un sens negativ. Repet, deci scopul e vindecarea, scopul e eliberarea. De ce nu? Chiar un moment în care lipsa, da, de activitate sau faptul că o persoană nu răspunde la telefon, faptul că o persoană nu comunică, faptul că ceva e misterios, poate să scoată la suprafață din noi tot felul de lucruri care mai de care mai ciudate, însă, repet, este și un moment al adevărului, da? Că și tăcerea e un răspuns și misterul, da, are o semnificație aparte. Da? Bun, și o zi în care e bine să fim foarte atenți, să nu fim mințiți, să nu fim furați, să nu fim trădați, că cei care nu își ascultă intuiția și cei care nu merg pe ideea aceasta de a se elibera dintr-o poveste pot avea tot felul de chestiuni de genul acesta. Bun, dragilor, cam atât în mare parte. O să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să te uiți și la zodie și la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție și, de asemenea, te invit cu drag și la previziunile pentru această săptămână, că mai avem niște evenimente foarte importante în weekend care țin de o eliberare, care țin de o închidere și care țin în mod special de a ne relaxa, de ce nu? Da? De a ne elibera din niște povești. Te invit și la previziunile pentru următoarea săptămână, când Venus intră în Leu, se ceartă cu Pluto, se ceartă cu Jupiter și avem și acolo niște aspecte care, pe de altă parte, ne ajută și te invit și la previziunile pentru luna iunie. Dacă nu le-ai văzut deja, dacă le-ai văzut, te invit să revizionezi, pentru că este o lună iunie plină cu evenimente și, cum spuneam eu, e o lună iunie cu transformări. Bun, dragilor, zodia berbec. Dragii mei berbeci, pentru voi este o zi în care pot apărea cheltuieli și este o zi în care puteți să aveți tot felul de discuții care mai de care mai ciudate, cu rudele, discuții la muncă, discuții în contradictoriu. Atenție puțin și pe zona sănătății, încercați să vă alimentați cât se poate de sănătos și să nu exagerați cu absolut nimic. Da? Pe de altă parte, văd o surpriză aici pe care o poți avea din partea unui prieten sau un adevăr pe care îl conștientizezi, privind cât ești tu valorificat de către ceilalți, privind banii tăi, privind viitorul tău din punct de vedere financiar. Hai să vedem, dragi berbești, ce faceți voi. Ce vă spune și tarotul?
6 de bâte pentru tine, cavalerul de monede. Văd aici o bucurie pentru sufletul tău. De asemenea, văd o persoană care face un drum către tine sau poate tu faci un drum pentru a-ți cumpăra ceva pentru sufletul tău. Apoi avem aici 2 de cupe. O întâlnire cu o persoană foarte dragă inimii tale, dar este și o zi în care te poți vedea cu un prieten sau poți avea o discuție destul de frumoasă. Ultima carte, nebunul, foarte frumos, deci o eliberare pentru tine în această zi de vineri. Cu siguranță unii berbeci veți experimenta tot felul de schimbări, tot felul de senzații care mai de care mai ciudate, dar văd aici și o nouă persoană pe care o poți cunoaște sau pentru alți berbeci este vorba despre o eliberare care se produce în cuplu sau într-o relație în general. Zodia Taur. Dragi tauri, pentru voi e o zi în care relațiile astea sunt destul de ciudate, voi sunteți în centrul atenției. Trebuie să fiți puțin atenți pe faptul că pot apărea discuții în contradictoriu, da? Legate de cât sunteți voi apreciați, legate de iubire, mai ales taurii care vă aflați într-o relație tensionată. Vedeți că aici iar se reiau discuțiile. Dar de data asta uitați că mai aflați voi un adevăr. În sfârșit conștientizați care e poziția relației voastre. Sunteți împreună oficial, nu sunteți împreună. Taurii care aveți probleme la muncă sau în relația cu ceilalți, în sfârșit vă conștientizați poziția. Poate da, aflați un adevăr, poate nu e plăcut, poate este eliberator pentru alți tauri, da, însă este vremea schimbărilor și e o zi în care în sfârșit ai impactul necesar, da? Ai circumstanțele necesare care te împing așa de la spate să faci o schimbare. Bineînțeles că vom vedea și tauri care vor surprinde așa pe toată lumea în ziua de vineri. Deci, dragi tauri, vedeți ce faceți. Hai să vedem. Regina de cupe pentru tine și roata destinului. O conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Văd aici o decizie importantă pe care o vei lua sau un eveniment care se petrece prin intermediul unei persoane foarte dragi inimii tale. Este vorba despre o schimbare care apare. Această schimbare, să știi că îți va oferi foarte mari emoții, foarte mari emoții. Următoarea carte, 8 de bâte, multe discuții pe care le vei avea astăzi, dar și multă pasiune pentru unii tauri. 8 de bâte poate să însemne și mult succes, dar și multe conversații online. Da? Ultima carte, 3 de spade. 3 de spade reprezintă o dezamăgire sau reprezintă acel moment în care spui, bun, am înțeles, aici mă poziționez, ăsta este rolul meu în societate, asta e relația cu tatăl, asta e relația cu partenerul, asta e poziția pe care o ocup. E un moment de conștientizare pentru voi și este eliberator, repet, și chiar cu potențial de vindecare pentru cei mai mulți tauri. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, atenție pe sănătatea astăzi. Vedeți ce faceți. Da? Dacă e o problemă, mergeți la medic dacă se poate. Nu exagerați foarte mult astăzi cu absolut nimic, mai ales în prima parte a zilei. Discutăm și despre gemeni care astăzi veți fi foarte mult concentrați pe trecut. Și acum, fie că apare o problemă de sănătate din trecut, care poate să fie banală, nu vă gândiți neapărat la chestii negative. Pentru alți gemeni poate să fie un moment în care anumite traume sau anumite chestii din trecut se iasă acum la suprafață. Pot fi conflicte în relația cu rudele sau chestiuni legate de casă, aveți ceva de făcut și nu vă place, nu vă convine. Păi uitați că aflați și voi un adevăr, conștientizați ceva, poate să fie o schimbare bruscă de situație în legătură cu viața voastră. Poate să fie un moment în care sunteți așa împinși de la spate să mai învățați niște lucruri, sunteți împinși de la spate să călătoriți undeva sau surprize pe care le aveți în legătură cu o călătorie, în legătură cu un mesaj pe care îl primiți, în legătură cu niște acte pentru unii gemeni. Acum, dacă se poate, că teoretic nu se lucrează, dar probabil în mediul privat, da, se lucrează, nu știu chestia asta. 2 de bâte și 7 de monede. Foarte interesant. Ești într-o așteptare, simți că nimic nu se mișcă, nimic nu se întâmplă și te înțeleg perfect că Mercur acolo în Taur tare greu se mișcă și tare greu ia decizii. Vezi că problema e și de la tine. Trebuie să te eliberezi dintr-un blocaj. E ceva ce te ține legat acolo, o relație, o persoană, un mod de a gândi, un mod de a manifesta lucrurile. Este și o zi în care
ești într-o așteptare. Fie aștepți să pleci undeva, fie aștepți un răspuns de undeva. 10 de cupe, o întâlnire cu un grup mai mare de oameni, o bucurie pentru sufletul tău în ziua de vineri. Iar ultima carte, asul de monede, deci primești o dovadă, primești o recompensă, primești în sfârșit un gest din partea unei persoane care te ajută foarte, foarte mult. Un loc nou în care mergi, dar pentru unii gemeni poate să fie și o zi în care faceți tot felul de activități din acestea noi și chiar aveți niște surprize total neașteptate. Cineva vine și îți oferă o dovadă după lungi așteptări, doar că e cu surprize, dragi gemeni, e ca și cum vi se spune, uite, vezi că ai așteptat, dar uite că de asta universul te-a ținut în așteptare. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi e un moment aici foarte ciudat. În prima parte a zilei vedeți că puteți să aflați tot felul de vorbe, tot felul de bârfe, pot apărea tot felul de drumuri neașteptate, pot apărea conflicte în relația cu un copil sau în relația cu persoana iubită privind o călătorie. Da? Pot fi și situații legate de o afacere pentru unii raci. Alții vreți și voi acolo să vă liniștiți, să vă relaxați și nu mai reușiți. Dacă toată lumea vrea câte ceva de la voi. Bineînțeles că surpriza vine undeva pe la amiază, printr-o schimbare bruscă a unui plan sau printr-o atitudine ciudată pe care cineva o are. Poate să fie vorba despre un apel telefonic pe care îl primești, un mesaj, un e-mail, deci se întâmplă ceva acolo foarte, foarte rapid pentru tine. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Prima carte, Justiția pentru tine, o conexiune cu Zodia Balanță pentru unii dintre voi și 9 de cupe. O bucurie pe care o ai privind o decizie, dar este și o zi în care parcă te bucuri așa de puțin timp liber, te bucuri puțin de viața ta. Poate să fie și o zi în care încerci aici pe cât posibil să menții un echilibru. 8 de spade, păi e un blocaj aici, un irac e ca și cum v-ați săturat de o situație. Alții ați făcut o promisiune unei persoane și acum nu mai aveți chef și vă simțiți obligați să vorbiți cu persoana respectivă, vă simțiți obligați să mergeți în locul respectiv. Ultima carte, 9 de monede. Uite că totul e bine când se termină cu bine, pot apărea niște bani pentru unii raci sau este o zi în care pe neașteptate începeți să vă simțiți mulțumiți, împliniți, adică se rezolvă treaba și din punct de vedere practic, nu doar energetic, nu doar la nivel de teorie. Da. Unii vă dați seama că e cazul să vă rupeți dintr-o poveste, că e posibil și acest lucru și apar semne. Zodia Leu. Dragi lei, pentru voi e o zi foarte interesantă. În primul rând, sunteți voi concentrați acolo pe casă, pe familie, pe chestiuni importante, doar că ce să vedeți, primiți niște vești legate de bani. Primiți niște vești din partea unor instituții publice privind viitorul vostru, privind situația voastră. Alți lei chiar aveți niște discuții importante cu partenerul sau cu o persoană cu autoritate din viața voastră privind viitorul acestei situații în care voi vă aflați. Ceva ce nu vă place. Poate să fie și o zi în care e nevoie să vă împărțiți într-un mod egal atât pe casă, pe familie, cât și pe viața voastră profesională. Surpriza vine din partea partenerului sau surpriza vine printr-un client, printr-o colaborare, printr-o persoană. Cineva acolo te va surprinde printr-o schimbare. Da? În sfârșit, unii lei vă veți da și voi seama în ce ape vă scăldați, adică unde vă aflați, ce-i cu voi. Dacă relația aia e bună, dacă e și colaborarea aia e bună. Pot fi schimbări bruște pentru cei mai mulți lei, dar nu neapărat negative. Pajul de cupe, regina de bâte. Foarte multă speranță pe care tu o ai aici privind un copil, privind persoana iubită. De asemenea, văd tot felul de emoții noi pe care le vei experimenta și avem 5 de bâte, discuții în contradictoriu care pot apărea astăzi, lupte de putere, gelozie. Alți lei, așa cum v-am spus, sunteți prinși în mai multe direcții. Ultima carte, Cavalerul de Cupe, o invitație pe care o primești în oraș, o propunere de dragoste pe care o faci sau o propunere care ți se face ție. Da, dragi lei, sunteți puși pe distracție astăzi, sunteți puși pe relaxare, dar până la urmă rezolvați problema. Da?
Sunt niște discuții aici legate de două persoane care sunt ceva mai imature din punct de vedere emoțional pentru alții dintre voi. Da, atenție puțin pe dragoste. Zodia Fecioară. Pentru voi e o zi în care, în primul rând, e bine să fiți foarte atenți pe drumuri și conflictele pot apărea pe ideea aceasta de călătorii, pe ideea aceasta de studii superioare, acte, decizii importante. Poate să fie o zi pentru tine în care e bine să te împarți așa într-un mod egal și atenție cum conduci, atenție ce faci. Pe de altă parte, surpriza, uite, vine și ține de muncă sau surpriza ține de o schimbare bruscă care are loc acolo. Pe de altă parte, surpriza ține și de acel moment în care ți-ai făcut niște idei și uite, te trezești că teoria din mintea ta cam nu e aceeași cu practica. Nu e neapărat ceva negativ. Unii posibil să nu vă fi programat nimic și să vă treziți că mai aveți ceva de terminat sau să vă treziți că mai aveți nu știu ce lucruri de făcut. Surpriza poate să vină chiar și pe sănătate și nu e ceva negativ. 5 de spade, justiția. O legătură cu zodia Balanță. Mari nedreptăți, da, considerați voi aici că vi se fac. De asemenea, văd niște discuții care au loc și care nu vă plac. Sau e o zi în care ceva nu vă convine privind niște acte, privind un contract. Regina de monede, e cartea ta. E clar că îți dai seama că trebuie să vezi și practic cum stau lucrurile, dar cum ți-am spus eu că de acolo apare surpriza, ar fi bine aici să te concentrezi puțin pe propria persoană, să vezi exact ce te face să te simți bine, ce ți oferă încredere în tine. Uite, poți avea legătură cu o sumă mai mare de bani sau poate să fie o zi în care ai niște responsabilități aici. Ultima carte, Cavalerul de Spade. Niște surprize care apar. Da? Discuții foarte rapide, clarificatoare, o reacție neașteptată a unei persoane. E vorba și de un proiect la care lucrezi sau poate să fie vorba despre un moment în care spui gata, am terminat totul rapid, pac, și am plecat undeva anume și după aia te trezești că n-ai terminat treaba bine, că tu abia așteptai să pleci un weekend. Acum, Ana, fiecare face cum consideră. Atenție puțin pe bani astăzi și pentru voi. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi banii sunt la putere astăzi, bineînțeles. Vedeți că apar niște cheltuieli în prima parte a zilei sau este un moment în care simțiți voi acolo o tensiune privind axa aceasta a valorilor. Ați crezut ceva și acum vă treziți că lucrurile sunt altfel. Se pot relua niște discuții, se pot afla niște adevăruri și, dragi balanțe, undeva pe la amiază, surpriza cea mare vine din partea persoanei iubite sau din partea unui copil. Poate să fie vorba și despre o afacere și despre niște cheltuieli care apar pe neașteptate. E un moment de trezire la realitate și acum fie se mai află un adevăr, fie pentru alții dintre voi aveți parte de o schimbare bruscă. Nu știu cât o să vă placă vouă povestea, dar important este că e eliberator. Este eliberator. Doi de monede pentru tine, justiția, energia ta. Deci, e o zi în care tu încerci să menții un echilibru, cu siguranță ai niște plăți de făcut sau poate mergi la cumpărături. Văd aici o nedreptate, văd aici niște certuri, niște discuții. Da, nu vreau să intru în energiile astea. Poate e vorba de tine, că ești indecis în privința unei situații. Apoi avem 6 de cupe. Poți să te revezi cu o persoană din trecutul tău sau poți avea o legătură foarte puternică astăzi cu un copil, cu o persoană dragă inimii tale. Ultima carte, 5 de bâte. Discuții în contradictoriu care pot apărea, dragi balanțe, dar și lupte de putere, gelozii. Pe de altă parte, vezi că e un moment în care, în primul rând, tu nu ești stabil aici, da? Și e nevoie să iei niște decizii pentru a te echilibra. E ca și cum sunteți prinși în mai multe direcții. Poate să fie vorba despre o atitudine copilărească a unei persoane sau ceva pe neașteptate care poate să apară privind o persoană dragă ție. Zodia Scorpion. Dragi Scorpion, sunteți în centrul atenției, doar că de dimineață apar niște conflicte în relația cu ceilalți. Sunt chestiuni legate de viitorul unei relații, sunt chestiuni legate de o afacere, e vorba despre un drum pe care l-ai programat împreună cu cineva sau pentru alți Scorpion este vorba despre o mașină, da, care poate avea probleme, deci atenție aici.
Alții e ca și cum spuneți, da, dar nu mai apare niciun suflet pereche, dar nu se mai întâmplă nimic cu viața mea. Se pot relua niște discuții, dragi scorpioni, da? Niște discuții pe care posibil și voi chiar să le inițiați. Iar interesant este că surpriza vine din partea partenerului de viață, surpriza vine din partea unei persoane din trecutul tău sau surpriza vine printr-o schimbare rapidă legată de casă, de familie. Poate chiar reiei legătura cu o persoană cu care n-ai mai vorbit de mult și pe acolo se întâmplă lucruri. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faceți voi. Mai aflați un adevăr, se mai întâmplă o chestie. Wow, moartea 10 de cupe și justiția. Dragi scorpioni, dar sunteți puși pe fapte mari, o legătură cu zodia balanță, dar cartea asta este energia ta. E clar aici că și tu ești puțin tensionat de ceva timp. Cu siguranță aspectele care sunt pe cer nu sunt ușor de dus pentru noi cei cu zodii fixe și în general vorbind, dar aici uite că mie mi-apare o decizie pe care o iei. Este o zi în care tu vei lua atitudine într-o situație legată de casa ta, de familia ta, legată de acel ideal pe care tu l-ai și astăzi ești pregătit să lupți pentru așa ceva. Ultima carte, 7 de spade. Se pare că unii scorpioni e posibil să vă agățați de ceva, numai să nu vă ia vântul de acolo. Nu e chiar o energie chiar atât de ok. Ceva nu vă place privind indecizia unei persoane, privind modul imatur de a acționa într-o anumită situație. Unii pur și simplu vă simțiți așa puțin mai nostalgici că încă nu aveți familie sau că vă doriți ceva și încă nu se îndeplinește. V-am zis eu că e o zi așa mai ciudată pentru toate zodiile. Sfatul, dragi scorpioni, lăsați totul să curgă și nu insistați pe absolut nimic. V-am mai explicat pe zona relațiilor, indiferent că sunt rude, că e persoana iubită, că e șeful, că nu știu, sunt clienți. Credeți-mă că vă vin. Deci timp de un an de zile pleacă cine trebuie să plece și cu siguranță aveți șanse să vină nu un client, mai mulți clienți, nu doar o colaborare, mai multe colaborări, nu doar o persoană iubită, mai multe persoane. Zodia săgetător. Dragii mei, pentru voi e o zi în care tare bine ar fi să vă odihniți, să luați o pauză, iar dacă sunteți liberi, nu vă băgați în tot felul de activități. Pentru că o să vă mai sune telefonul, o să mai vrea cineva ceva de la voi, un sfat pe niște acte sau vă invită cineva în oraș, alți săgetători mai aveți niște treburi de rezolvat cu partenerul sau aveți tot felul de activități. Mai mult decât atât, surpriza pentru tine chiar vine printr-un drum scurt, printr-un mesaj, prin reacția pe care o rudă o are. Poate e un moment în care e bine să fii foarte atent pe drumuri și este o zi în care e bine să nu-ți programezi foarte multe lucruri, pentru că e posibil să te trezești cu musafiri sau cu invitații în oraș și eu nu spun să nu mergi, doar că e bine să te mai relaxezi și, repet, e o zi în care tare bine ar fi să mai lași puțin munca deoparte, dacă poți. Da? Odihna ți-ar prinde bine. Magicianul 3 de spade. Uite, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Poate să fie vorba despre un adevăr pe care îl afli, pentru că ești într-o perioadă așa în care nu prea ai control asupra lucrurilor, dar în schimb poți să ai acces la tot felul de secrete, tot felul de mistere și e una din acele zile. Poate ai tot felul de lucruri de făcut și te trezești că nu le poți face pe toate. Marele preot vorbește despre o legătură cu zodia Taur, dar și despre o zi în care ți se cere să abordezi totul cu mult mai multă înțelepciune, să iei totul încet și sigur. Ceva nu-ți convine în legătură cu un parteneriat, în legătură cu o relație serioasă, cu o propunere, da, pe care cineva ți-o face. Și atenție puțin ce semnezi astăzi sau ce înțelegeri faci. Ultima carte, 7 de spade. Poate e ceva ce nu-ți convine privind zona studiilor sau ceva legat de o persoană pe care tu o respecti mult. Alți săgetători e ca și cum spuneți, da, dar nu mă simt respectat, dar nu mă simt apreciat, dar ceva nu e în regulă. Zodia Capricorn. Dragii Capricorni, ziua vă găsește înconjurați de foarte mulți oameni, stați foarte mult online, dar vedeți că e posibil ca aceștia să vă răpească persoane iubite sau să vă răpească, nu știu, copilului, da? Adică și ăștia au nevoie de voi și acum trebuie să vă împărțiți ce să faceți. Prima parte a zilei vine cu niște discuții ciudate legate de munca unui copil, legate de
o afacere și niște acte, da, unii posibil să fiți prinși în continuare pe muncă, că na, noi zodiile de pământ, dacă se poate, lucrăm și duminica. Deci sunteți prinși pe așa ceva. Acum nu-i nimic negativ în asta, doar că e bine să fiți puțin atenți, da? Mai ales dacă aveți activități de făcut împreună cu un copil, cu persoana iubită sau dacă v-ați propus voi acolo să faceți niște activități care vă plac, activități dragi sufletului vostru, vedeți că sunteți puțin scoși din zona de confort. Pe de altă parte, dragi capricorni, undeva pe la amiază, pot apărea niște surprize legate de bani, surprize legate de aprecierea pe care voi o primiți din partea cuiva și chiar e o situație care vă va lăsa așa destul de mirați, aș spune eu. Nu e o zi neapărat negativă pentru voi, dar este o zi în care cumva vi se cere să vă hotărâți odată privind viitorul copilului, viitorul relației de iubire, viitorul afacerii voastre. Și chiar știu eu un grup de oameni din care nu mai faceți parte sau nu vă mai regăsiți pe acolo, un prieten, deci pe acolo trebuie luate niște decizii. Zece de monede, pajul de bâte. O zi în care banii sunt importanți, grupurile de oameni, aveți chef de distracție, vreți să vă simțiți bine și chiar este o zi în care sunteți dornici să experimentați tot felul de lucruri noi și chiar să încercați tot felul de activități mai tinerești, mai adolescentine. Unii puteți avea legătură cu un copil. Apoi avem luna, o conexiune cu zodia rac, pești sau scorpion. Poate să fie o zi în care lucrurile sunt cumva în ceață pentru tine și asta înseamnă că e foarte important să-ți asculți intuiția în această zi de vineri și să nu te concentrezi foarte mult pe partea practică a lucrurilor. 8 de spade, da, se pare că cineva se simte blocat aici. Ori cineva n-a calculat lucrurile bine, ori mergi undeva și vine ploaia și nu mai apuci tu să te bucuri. Pentru alți capricorni poate să fie ceva în privința căruia e nevoie să plătiți mai mult decât v-ați propus voi și nu vă convine chestia asta, normal. Ceva nu vă place privind imaturitatea unei persoane, pentru unii dintre voi. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, e o zi pentru voi în care se reiau niște discuții legate de confortul vostru în casă, în familie. Se reiau niște discuții privind o mutare împreună cu persoana iubită. Cineva vrea acolo să vadă cum stau lucrurile între voi. Păi vă mutați împreună, vă despărțiți, ce faceți acolo? Pe de altă parte, vă pot veni tot felul de musafiri acasă și voi să aveți treabă și să n-aveți chef și de aici să apară ciudățeniile. Alții sunteți prinși în ziua de vineri, atât pe partea voastră profesională, cât și pe partea personală. E o zi în care o să-i surprindeți așa pe mulți cu niște reacții pe care le veți avea. E ca și cum spuneți, da, dar vreau să mă impun, vreau să mă afirm, vreau să știu, da, ce am de făcut. E un moment interesant pentru voi. Iar îi veți surprinde pe ceilalți cu atitudinea voastră nonconformistă. Bun, 4 de spade, 7 de bâte. Cineva vrea pauză, cineva vrea vacanță și cineva se luptă foarte mult pentru o clipă de liniște și de pace. Pe de altă parte, o pauză sau o lipsă de comunicare, o lipsă de acțiune ar putea să perturbe puțin lucrurile. Aici avem îndrăgostiții, o conexiune cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi, dar și o decizie importantă pe care o puteți lua. Poate să fie o zi în care v-ați propus și voi să stați cu persoana iubită, acolo, liniștiți, totul bine și frumos, doar că mai apar chestiuni. Ultima carte, 10 de bâte. Pot apărea tot felul de responsabilități astăzi, dar vărsătorii care știți că vă aflați într-o relație de cuplu și lucrurile nu mai merg. Pe dragilor, aici cam bubuie pentru voi și na. Cam asta e povestea. Trebuie să fiți atenți aici, să nu vă mai luați anumite responsabilități. Sau este o zi în care aveți tot felul de activități împreună cu persoana iubită. Da? Poate chiar revin anumite lucruri din trecut aici pentru voi. Vedeți ce faceți într-o relație. Cineva se simte obosit, cineva are nevoie de odihnă. Zodia Pești. Dragi peștișori, pentru voi nu e o zi neapărat negativă, dar e o zi, da, suficient de interesantă încât să
Să fiți așa puși pe drumuri. Să fiți puși pe drumuri, pe comunicare, pe discuții în contradictoriu. Chiar prima parte a zilei poate să vină cu niște discuții în contradictoriu, în relația cu rudele, cu anturajul sau chiar, știu eu, în relația cu o persoană din trecutul tău. Au loc acolo niște discuții. Se întâmplă niște lucruri destul de ciudate. Atenție pe drumuri în prima parte a zilei. Conduceți cu atenție, da? Respectați regulile și așa mai departe. Sau chiar dacă mergi pe jos, la fel, să fie totul în regulă, da, să fie verde la semafor și așa mai departe. Bun, undeva pe la amiază vezi că apare o surpriză din partea unei persoane pe care n-ai mai văzut-o de mult timp. E un moment acolo în care mai afli un adevăr, mai conștientizezi ceva, pentru că sunt așa niște zile în care ai tu așa un spirit de detectiv în tine. Îți vine cineva pe neașteptate în vizită, te întâlnești cu cineva la un drum, afli de un final, de o închidere. A căzut o carte pe jos. Pajul de spade și s-a mai întors o carte, 4 de cupe. Da, dragi pești, mari detectiv sunteți voi astăzi, dar tare mie mie că aflați niște chestii care vă vor surprinde. 2 de cupe, temperanța, o legătură cu un săgetător, dar este și o zi cu predispoziții spre a te revedea cu cineva. Da? Poți să reiei legătura cu o persoană sau cineva vrea să se revadă cu tine. Pajul de spade și te apuci și dai mesaje și întrebi. E o zi cu multă comunicare și pentru tine, dar aici văd și o persoană curioasă. 4 de cupe, o plictiseală sau ceva nu-mi place, ceva nu-ți convine. Poate să fie un refuz, poate să fie pentru alții o așteptare mai mare în care sunteți puși. Sau ați vrut voi să aflați ceva și aflați. Și acum fie nu e interesant ceea ce aflați, nu e ceea ce ați gândit voi, fie este o situație care nu prea vă place. Ultima carte, Marea Preoteasă, asta e bine. Marea Preoteasă îmi spune despre faptul că intuiția te poate ajuta foarte mult astăzi și de asemenea e o zi în care totul e ca un mister total pentru tine, mai ales ceva privind o relație de iubire. Dacă, să spun, vrei să te întâlnești cu persoana iubită, vezi că va fi așa ca o conexiune specială între voi, o magie acolo, vă înțelegeți din priviri, sunteți telepatici, deci lucruri de genul acesta. Însă mare atenție pe relațiile ascunse sau pe secretele care pot fi într-o relație, într-o situație. Unii e posibil să vă retrageți dintr-o poveste, să nu mai insistați. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag, vă doresc să aveți parte de o zi de vineri cât mai frumoasă, cu tot felul de conștientizări și vă doresc o zi cât mai plăcută în care să faceți pace cu fricile voastre, să faceți pace cu trecutul și nu uitați, fiți foarte atenți pe excese, în mod special pe excese financiare, excese alimentare, tot ce ține de zona aceasta și e bine să ne conștientizăm cu toții valoarea în ziua de vineri, da? Cât valorăm noi versus cât ne valorifică ceilalți sau dacă e și primim atât cât merităm sau primim prea mult, cine știe. Vă îmbrățișez cu drag încă o dată și vă doresc să aveți parte de o zi de vineri cât mai frumoasă și stați aproape că urmează și previziunile pentru weekend în care vom discuta despre vindecări, eliberări, dar vom discuta și despre o lună plină în săgetători care va schimba destul de mult și ea lucrurile. Vă îmbrățișez cu drag, o zi superbă!